Bună seara, bună revedere! Dragi romașcani, mereu încercăm să ținem pașii alături de cei care produc anumite evenimente și vin în fața romașcanilor cu rezultate pozitive, cu construcții motivaționale și mai ales cu bucuria mișcării, în primul rând. Și să nu lungesc vorba, pentru seara asta avem alături de noi pe mai vechiul prieten, pe care desigur îl știți deja, Gabriel Jalbă, bine ai revenit! Bună seara și bine te-am regăsit! Găbițule, cum ești pe vremurile astea? Cum ai evoluat? Pentru că știu că nu ai stat deloc cu minte, cu ghilimele de rigoare. Da, l-am chemat pe Găbițu pentru că el, în general, face niște chestii superbe, adică organizează concursurile de biliard constant, da? Da. De când nu ne-am văzut, câte etape s-au mai desfășurat? Au fost vreo 5-6 etape. Deci o perioadă întreagă, de toată vara s-a jucat. S-a tot jucat. Da, biliardul un sport nobil, am mai spus-o, biliardul un sport tehnic, un sport de calcul, dacă vreți, o dinamică a mișcării elegantă, deci hai să-i dăm cuvântul lui Găbițu. Bună seara din nou. Cum spunea și prietenul meu Dan, am organizat câteva concursuri toată vara, din luna iulie, diferite etape, diferite sisteme de joc. Au fost și ceva open-uri la care au participat mai mulți jucători din mai multe orașe ale țării. Toată lumea mulțumită. Asta îmi place, că tu întotdeauna când ai organizat ceva, ai extrapolat și la celelalte orașe, nu mai ai rămas pe plan local. Am reușit să fac tot timpul. Asta ca o demonstrație a faptului că sportul nu are granițe, nu are limite, nu are bariere. Și băieții tot timpul vin cu mare plăcere. Ce să zic? Nu știu, așa ca dinamica mișcării, că tu ești în sportul ăsta de o pleiadă întreagă de ani. De câți ani faci și acest sport? Peste 20. Peste 20, deci un Alexandru Dumas și ceva. Cu certitudine, când ai plecat la drum, ce ai sperat sau unde ai crezut că ai să ajungi? Te referi la... Ca și sportiv, ca și practicant. Mi-am dorit tot timpul să am eu personal rezultate, să promovez acest sport, să vină cât mai multă lume. Deci n-a fost numai ideea, băi, eu joc și o să fiu cel mai bun. A fost și ideea de a merge pe asociere cu ceilalți, de a împărtăși cu cei din aceeași ramură. Mi-a făcut tot timpul plăcere să organizez, nu numai la nivel local, la nivel național. Da, știu, pentru că e din ce în ce mai dificil în condițiile actuale să se organizeze turnee. Nu mă refer strict la biliard, vorbim de toată paleta sportului. Sportul ca și activitate socială trebuie să rămână totuși undeva la suprafață, pentru că e un mod de viață, e un mod de educație, e un mod prin care tinerii și nu numai... Că în ultima perioadă eu îi văd pe cei mai puțin tineri înclinați spre mișcare, dar trecem peste aspectul ăsta. Să aibă niște repere sociale, să aibă niște drumători, așa cum ești tu de altfel și ai invitat tot timpul tinerii să participe la concursurile tale. Am invitat tinerii, dar nu prea o vin. De ce? Nu am nici cea mai mare idee. Cred că nu. Ori nu le place sportul sau ramura asta a biliardului, ori... Dar nu știu, acum, din punctul tău de vedere, și eu am o viziune, raport de biliard. Cam puține mese de biliard în oraș, cam puține cluburi față de ce era anterior. Am rămas cam singurul club la Ștrand. Atât. Celălalt este închis. Au fost un număr mai mare de cluburi anterior? Au fost vreo 3, dar cu vremurile astea... Da, din păcate... Au dat faliment sau... Nu știu. În general, la o competiție organizată de tine, cam câți concurenți participă? În medie au fost cam vreo 18. Au fost și 22. La etape locale au fost mai puțini. 10, 12. Da, cu plus minus, să zicem, cu o marjă. Dar undeva în jurul a 20 de sportivi. Participanți au venit băieți constant din... Probabil cei care au virusul în sânge nu își reneagă pasiunea. Piatra Neamț, a venit un băiat de la Oradea. Da, pentru că atunci când ai... La cu doi.
N-a venit degeaba. N-a venit degeaba, nu. Da. Știi ce vreau să zic? Știu că la voi sportul este totuși un pic... De fapt, cam toate sporturile au probleme în ceea ce privește logistica. Am să te mai rog o dată să-mi spui cam ce investiții ar trebui să facă cineva care dorește să facă la un nivel mai ridicat acest sport. Părerea mea că trebuie să-și ia accesorii necesare. În primul rând, un tac, cât de cât... Decent. Decent. Care ajunge undeva la... Câteva sute de lei, știu, 300-400. Așa. O husă normală. Cam asta e... Bine, dacă vrea să-și ia mărunțișuri, creta lui personală, suportul de cretă, o mănușă. Da, și în altă ordine de idei, campionate naționale se mai țin? Din ce știu eu, nu se țin campionate naționale, doar au fost niște etape zonale, zonale pe la București, ceva open-uri, odată la lună se face la un club. Deci tot mediul privat are întâietate. Sper să particip și eu la o etapă de la București, le-am promis la băieți. Da, asta e frumos. La un moment dat totul se reduce la chestia aia de familiaritate. Da? Exact. E o conjunctură în care toată lumea se simte bine în spațiu și în sfera respectivă. Toată lumea comunică idei despre și tehnici și așa mai departe, așa vă și continuați pregătirea. Da. Jocurile în sine reprezintă într-adevăr baza evoluției voastre. Tu ce ai făcut la ultima etapă, așa, ca să zic? Ultima etapă a fost sâmbătă, un concurs local, am fost cam puțin ce drept, dar am luat locul 2, m-a bătut prietenul meu Ionuț în final. A, nu, să nu credeți că nu. A fost un tip ok, pentru că și gazdă nu și-a dorit să iasă în față, a rămas o gazdă primitoare, ca să spun așa. Sunt ultimele realizări. Da, uite, avem aici locul 3 la Bila 9. Te-am mai întrebat odată cum se calculează în competițional la Bila 9, la Bila 10 și așa mai departe. Sunt diferite reguli de la un sistem la celălalt. Se bagă, se anunță bilele în ordinea numerelor. Mai apar niște condiții, să nu faci fault, alba introdusă în gaură, 3 faulturi consecutive, sunt reguli particulare. Hai să o luăm etapizat, pentru că poate nu toată lumea știe și recunosc, nici eu nu prea știu. Ce înseamnă fault în biliard? Fault în biliard are mai multe conotații, da, hai să vedem. Bila albă introdusă în gaură este fault. Se poziționează oriunde vrei pe masă. La reintroducerea în joc. Da. Așa. Fault poate fi când sare albă de pe masă. Un alt fault când atingi o bilă de pe masă cu mâna, cu tacul sau fault. Și toate chestiile astea se penalizează. Se penalizează, adversarul are dreptul să ia bila albă și o pune unde dorește pe masă. Și îl avantajează și are prin planul în ceea ce privește următoarea lovitură. Exact. Așa. Deci, în ultimele 3 concursuri văd acolo un locul 2 din nou. Da, sunt 2, locul 2 și un locul 3. Și un locul 3. Da, ai stat binișor în ceea ce privește latura competițională. Acum că sunt la toate 3 sisteme de loc. Bila 10, bila 9 și bila 8 ai pus-o la mijloc. Nu știu de ce, tu cunoști. Nu, au fost, așa s-a numit, ăla a fost primul concurs organizat în vară. Văd și data 18-7. Da. Atunci câți participanți au fost? Au fost în jur de vreo 20. Da, și toți local sau? Nu. La open-urile acestea, open-uri au fost din mai multe orașe. A, deci, Iași, Rădăuți, Piatra, Bacău. Da, e frumos să știi că se vorbește despre roman și prin prisma asta, să zic așa, pentru că cei care vin aici automat când merg acasă pomenesc de locația unde au fost. Și mai ales de competiția în sine, da? Și e frumos să mergi prin orașele mari și să auzi, bă, uite, la Roman am jucat biliard. Mie mi se pare mai mult decât ok, chiar onorant. Da, tot mă întreabă băieții, când mai organizez, cum... Da, pentru că în ultima perioadă a fost o penurie de concursuri, de competiții, da, știindu-se situația în sine și acum cred că toată lumea e însetată de a participa. Plus atmosfera, care noi am fost tot timpul primitori. Da, nu știu, în ceea ce privește, trebuie subliniat aspectul ăsta, domeniul ăsta al biliardului. Atmosfera face toți banii, ca să zic așa. Exact. Pentru că, și nu numai în biliard, în toate sporturile, chestia de socializare, ce discutasem anterior. Și asta încercăm să explicăm celor tineri,
că sportul nu reprezintă doar acțiunea, activitatea în sine. Băi, am alergat 100 de metri și am câștigat și ce bun sunt. Nu, când am alergat 100 de metri, am alergat cu alții lângă mine și am împărtășit la final experiența trăită în comun. Și atunci se creează niște relaționări, da? Sau la biliard. Am jucat, am câștigat, am pierdut, ne-am dat mâna, dar am păstrat legătura și am discutat pe marginea ceea ce s-a întâmplat și după aia pe alte teme în raport de eveniment, nu? Ceea ce este super ok. Exact. În fine, acum participând și eu odată la invitația ta la o competiție de genul ăsta, recunosc că m-a frapat disciplina și liniștea care se păstrează, da. Pentru că este un sport care necesită concentrare. Eu am văzut atunci că a fost și Valentin Viziru, Augustin Viziru. Și ce am văzut atunci? O liniște profundă și o încordare în ceea ce privește jucătorii, participanții, prin atenție distributivă să-și atingă obiectivele. Tu, ca și sportiv, în ceea ce privește ramura asta, nu ca organizator, da. În câți ani ai ajuns la un gen de activitate sportivă în care să ai echilibru necesar, să nu te consumi, să rămâi concentrat, focusat 100%, să nu mai auzi ce e în jurul tău? Sincer, mi-au trebuit, 5-6 ani, cred, până am avut ceva rezultate, cât de cât. Dar și acum trebuie să fii tot timpul concentrat, să nu fii atent la ce se întâmplă în jur, dar să te axezi pe... Tocmai asta am subliniat, trebuie să ai o detașare totală față de ce e în jurul tău. E de ajuns să sune un telefon și deja... S-a creat o chestie de stres. Sau, sunt multe chestii mărunte, gen se așează un jucător pe masă, se execută o lovitură, iar în fața lui stă o persoană care, gesticulează, da, să face ceva instant. Da, mișcă tacul, stânga-dreapta și te poate deconcentra, poți rata o lovitură. Te scoate din ritm. Absolut. Da. Deci de asta trebuie să fii foarte atent și de asta trebuie și o... Să zic, o etică a competiției, un minim necesar de cultură în care să aplicăm, să nu deranjăm, să nu disturbăm competiția în sine. La sportul vostru, de asemenea, este știut faptul și trebuie să explicăm tinerilor că se fac niște calcule, se anticipează mișcarea. Vrei să-mi spui cum procedează sau cum procedezi tu, de fapt? Hai să luăm așa. În principiu, de exemplu, după o lovitură de spargere, te uiți pe masă, vezi cam ce bile sunt mai, de exemplu, la bila 8, că sunt fiecare joacă cu pline sau cu jumătăți. La bila 9, bila 10, acolo se joacă în ordine. Trebuie să vezi un pic cum sunt așezate bilele pe masă, să anticipezi cumva de la o lovitură la alta. Dacă dau la bila 1, cum ies cu albă pentru bila 2. Ca să ai mandri, continuitate, da? Ca să spunem exact, așa. Exact, da. Bine, acum contează. Bănuiesc că ar fi fost mai practic, dar cred că o să realizăm și chestia asta, promitele spectatorilor. O demonstrație la o masă, da, la de biliard, cred că ar fi binevenită, pentru că acolo raport de exemplificare ar fi esența. Da? Aici noi discutăm la rece, da. Facem o analiză a situației, dar o să facem cumva și o să ajungem și la masa de biliard să facem o mică demonstrație de tac, de... Explicăm și regulile la masă. Așa e mare, firesc. Pentru că, într-adevăr, mie, ca și individ, biliardul mi se pare un sport relaxant, dar din exterior pare ușor, dar nu este chiar așa. Pentru că am avut o situație săptămâna trecută, eram la club, pe margine au venit trei puștani, jucau biliard. Au jucat, cred că, un bila 8, din ce părea la masă. La un moment dat, unul din ei spune, hai să jucăm bila 9. Zic, uite la ei așa, zic, știu și ei bila 9, nu i-am văzut niciodată pe băieți. Și se apucă să așeze ei bile de la 1 la 9, într-o ordine aleatorie. Mi-am dat seama că nu știau. Era ordinea corectă. Mi-am permis să intervin, le-am explicat cât de cât, dacă pot să-i ajut. Regulamentul, da. Cât de cât regulamentul. Ei nu mă știau, eu nu-i știam. Se uitau ei un pic așa, ambirați, că
ce și cum, de unde, da, și până unde. Că ai intervenit. Da, le-am arătat în mare așa, cum se așează bilele, că de acolo pleacă totul, dacă nu le așezi după regulament. Cum se execută spargerea, câteva reguli, dacă știu, au zis că știu, în fine, s-au apucat să joace. Bineînțeles, dar la nivel primar, nu, dar totuși, neștiind, le-am zis, băieți, dacă vreți, am regulamentul, îl puteți consulta, vă pot ajuta, nu știu eu despre ce e vorba, ce caut eu acolo și ce... Bine, bănuiesc că practicând totuși la modul primar jocul, știau, aveau câteva noțiuni sau, da, auzise sau cel puțin. Sau au fi văzut pe la televizor, da, ceva și... Dar mi-a plăcut ideea așa că hai să jucăm bila nouă. M-au înțeles așa despre ce e vorba, la câteva reguli. Sper să mai vină să... Păi da, progresul așa se realizează. În fază inițială încep să deprinzi reguli de bază, apoi întotdeauna trebuie să și avem capacitatea și puterea să întrebăm pe cei din jur. Poate sunt alții de la care putem învăța constant. Și eu fac același lucru când merg în anumite competiții, pentru că dacă dorim o evoluție, trebuie întotdeauna să ne aprofundăm materiile, să învățăm cât mai multe chestii, pentru că nu se știe niciodată când o să ai nevoie de o informație. Și dacă ți-a lipsit total, nu ai să ai de unde să o consumi. Clar? Da. Practic, ce se întâmplă? În momentul în care un profesionist ca tine vine și discută și explică celor tineri care este un regulament, probabil șansele, nu probabil, 100% șansele ca ei să înțeleagă dinamica jocului și să vadă în prisma corectă, sunt mult mai mari, da? Bineînțeles. Dacă mergem așa după ureche și jucăm, bine, acum trebuie să luăm în calcul că este și sportul recreativ, acolo unde fiecare face, nu după reguli, ci face după bunul plac, dar să-i producă o satisfacție pe moment și contează foarte mult și chestia respectivă, pentru că este un prag de inițiere, să zicem așa. La clubul nostru, la Roman, că tu ești membru ACSMTB, dacă nu știe lumea, ești și președintele clubului de biliard, nu? Biliard și snooker, da. Și snooker, absolut. Câți membri sunt în clubul de biliard? Sincer, din ce știu, eram 10, 15, cam așa. Nu știu exact cu exactitate, nu am idee cât suntem. Și din acești membri câți participă efectiv la competiție? Din aceștia, cam jumătate. Da, tot e un procentaj destul de mare, da. Sunt câțiva care vin constant. Da. Da, știi care e chestia? Restul în funcție de posibilități, că nu toți sunt disponibili. Avem în ziua de astăzi o multitudine de probleme generate de situația socială, economică și clar, lumea este în regres în ceea ce privește activitățile extra sau activitățile de destindere, pentru că e mai dificil să... Dar eu zic că nu este imposibil ca să ne facem timp pentru, practic pentru sănătatea noastră, pentru confortul nostru psihic. Atunci când faci un lucru care îți place, generează o stare de spirit aparte care îți dă un plus energetic. Asta este ideea, să facem în viață ce ne place. Că uneori suntem canalizați doar după cum vor alții. Hai să mai fie și după cum vrem noi, pentru că așa e firesc, în viață să mai fac și ce îmi place. Da, să fac niște sacrificii, pentru că în momentul în care vrei să faci ceva, nu prea mai ții cont de pragul ăsta în care trebuie să-l depășești, să lupți cu problemele. Și de asta vreau să te întreb, cum te-ai descurcat cu organizarea turneilor? Pentru că, uite, așa mic cum e un turneu sau mare, necesită niște diplome care costă, niște medalii care la rândul lor costă, cupe, locația în sine, poate când vin oameni de departe mai trebuie asigurată și o masă, zic și eu, nu știu. Deci totul pleacă de la anunțurile care s-au făcut în primul rând pentru concursuri. Jucătorii de obicei mă contactează telefonic, îmi spun când vin fiecare. Deci ai o bază de date raportată la evenimentul în sine, adică cât de cât ești pus în temă cu cine și ce va face. Da, în general băieții confirmă cu o zi înainte sau chiar în ziua respectivă mă sună, spun, am plecat de la Piatra, suntem 3 jucători. Venim de la Rădăuți, suntem 2 jucători.
la ora anunțată a concursului, eu știu că trebuie să am jucătorii respectivi prezenți. Care s-a întâmplat, că au mai întârziat, dar m-au anunțat. Sunt prezent, trece-mă pe listă. Corect. La tragerea la sorți. De aici o implic, iar fă afișele pentru, cu schemele piramidale pentru concurs. Da, pentru că este o pleiadă întreagă de, să zicem, un scenariu întreg în care se... Sunt niște etape care trebuie să... Configurează jocurile, da? Să le urmezi, da, se face tragerea la sorți. Noi facem tragerea la sorți manual, nu pe calculator sau pe celular. Da, da, corect. De... Băbește. Corect, că, nu, dar fără, trebuie să fim realiști. Nu au fost discuții că faci pe telefon, că nu, băbește, cu bilețele, nume, numărul, fiecare trage sau cum a fost, în fine. Și de acolo se începe jocul în sine. Băieții la masă, câte doi la masă, restul stau separat. Ca să nu fie, să păstrăm și distanța. Da, pentru că e firesc să avem, totuși să punem în practică și latura legală din exact. Ceea ce privește situația actuală. Durează, oricum. Este foarte greu, că durează cel cam puțin... Cam cât durează un meci de biliard? Meciul în sine poate dura și o oră, un meci, dar concursul în sine durează cam 10-12 ore. Deci de anduranță, așa. A fost etapă când a durat până la 12 noapte. Bănuiesc că e și mai atractiv atunci, pentru că stau toți cu inima la gură, exact, să vadă cine... Au fost meciuri mai strânse. Să vadă cine și cum... Buni, mai mulți, și atunci a fost mai... Da, e mai echilibrată treaba, mai echilibrat, sunt, da, valori egale, exact. Da. E o chestie. Și latura materială, cine e? Suportul material, cine ți-l asigură? Suportul material mi-a asigurat clubul. Da. Deci, ca să știe, acest MTB-ul își face treaba, domnul președinte Constantin Năstase, mulțumim. Nu mai specificăm cine este domnul vicepreședinte. Și clubul, efectiv, unde se țin unde se realizează, da, concursurile. Da. La club tenis, la Ștrand. La Ștrand, da? Da. Câte mese sunt acolo? 4 uite, mese. N-am ajuns niciodată. 4 dar mese. Am promis și mă voi ține bune, de cuvânt. Pot sta foarte bun, tacuri bune, condiții sunt ok. Deci se poate de juca de biliard la modul cel mai... Trebuie să fie o sală cât o hală ca să... Știu, pentru că nu contează cantitatea, cât contează calitatea, da? Dacă băieții vin frecvent din alte orașe, înseamnă că sunt mulțumiți. Înseamnă vin sunt pentru mulțumit, premii, bineînțeles că de asta vin. Bine, aici trebuie să fim realiști, da, să nu fim ipocriți. Satisfacția materială a muncii, confirmarea, pentru că un sportiv întotdeauna vrea să fie menționat pe podium, să vadă lumea măcar că a și câștigat. Asta e, face exact parte din regula sportului, altfel nu s-ar justifica competiționalul, da? Exact. Deși Cubertan spunea important e să participi, noi spunem important e să-ți dai interesul să câștigi. Pentru că ce înseamnă asta? Te autodepășești constant, lupta cea mai importantă este cu tine. Da. Da? Dar ajungând într-acolo încât să poți accede la o poziție pe podium, măcar. Pe podium, da. Da. Nu știu, Găbițu, la București când ți-ai propus, ai spus ceva că vrei să mergi la o nu, promit, etapă? Duminica ar fi o etapă, un open, dar să văd. Nu, nu promit. Bineînțeles. Să văd acolo cum organizez. Da, da. Nu știu, acolo e alt standard, e ceva mai... Da, este un club mult mai mare, mai multe mese. Crește direct proporțional și valoare. Mai ridicat, da, bineînțeles. E logic. Da, oricum, tu ai dus biliardul romașcan pe harta României. Cum spuneam, să particip. Corect, corect. Experiența o acumulezi în noi, competițional. Când te duci, te lupți cu aia. Hai, fraților, toți pentru unul, unul pentru toți. Dar la urmă eu să câștig. Jucători noi care, așa, ne știm doar pe Facebook cu unii. Unii ne-am mai văzut pe la alte ediții. Da. Și că ăștia noi sunt mai periculoși, că s-ar putea să fie surpriza din exact iepurașul din Joben. Și atunci, nu știi, unul cu care ai mai avut bucuria jocului, știi la ce te aștept. Știu, exact. Da? Da. La unul nou e mai dificil, nu poți să-l citești, nu știi la ce te aștepți. Atunci îți vezi. Următoarea etapă când se organizează la Roman? Sincer, nu știu. Următoarea etapă... N-ai făcut un calendar nu, așa nu competițional? Acum am avut până la sfârșitul lunii octombrie pus planul acestei concursuri.
rămâne de văzut și cu vremea care este. Da, dinamica schimbării și așa mai departe. Nu știu. Mergi cu gazda clubului să vedem ce. Cine spune. Este gazda? Ca domnul Adrian. Adrian și mai cum? Haibas. Da, ca să stipulăm și acest lucru, că e păcat să nu știe lumea cu cine ne putem mândri și noi în orașul ăsta. Să vedem ce... Noi vrem să mai facem, dar în limita... Da, ca în orice domeniu, dar e de apreciat și ceea ce ai realizat până în momentul actual, pentru că puține ramuri sportive au dezvoltat pe plan local activități atât de des, să zicem, totuși ai avut o cadență ridicată. Am avut cam la 2-3 săptămâni am avut. Au fost cam 2 concursuri pe lună. Cred că e singura ramură sportivă care a mers atât de eficient din punct de vedere al competiționalului. Pe plan local mă refer. Da. Chiar dacă a avut implicații la nivel național, că au fost din toate orașele mari. Nu, e, eu zic așa, e, să dea Dumnezeu să nu-ți pierzi obiceiul, știi? Nu, și să vedem cât mai multe concursuri de genul ăsta. Tinerii, dacă vor să participe, am înțeles, la Strand, locația, cum se numește de fapt? Tenis Club. Tenis club. Strand. Da, că nu știu, în zona respectivă chiar sunt în este singurul club, să zicem, din sportiv, zona respectivă, unde mai poți practica o activitate biliard, bowling. Există și bowling. Da. Iată, dragi tineri, că nu aveți scuze să nu căutați ramuri sportive. La Roman se practică chestii variate. Nu știu, acum, o întrebare personală. Ești mulțumit de ceea ce s-a întâmplat până acum? Sincer, da. Și pentru ce am realizat eu. Ca individ. Ca persoană. Și pentru ceilalți care, toată lumea mulțumită, toți vin cu mare drag, pleacă cu plăcere. Să nu omit să întreb, a fost un concurs cu spectatori sau doar participanții au avut acces? Fiind clubul cam mic, nu prea... Dacă sunt locuri limitate, da. Nu prea ai voie. Nu prea ai voie și nici nu... Doar noi jucătorii ne-am limitat așa ca să... Să fie totuși să doar noi și... regulile acceptate. Nu știu, mi se pare destul de interesant, mi se pare destul de atractiv ca și o ofertă sportivă, pentru că biliardul, pe lângă latura asta a datului cu tacul, ca am spus mereu, într-adevăr dezvoltă niște abilități psihice deosebite. Că vorbeam anterior de latura în care îți calculezi următoarea lovitură, ca la șah, următoarea mișcare. Faptul că ai o viziune în spectru anticipată, faptul că o putere de concentrare, care e vorba ta, o dezvolți în ani de zile și care putere de concentrare în viață o poți extrapola la mai multe sfere, la mai multe ramuri, toate astea reprezintă beneficiile unui sport, să zicem, nobil, pentru că biliardul este într-adevăr, eu așa îl văd, în aceeași sferă cu tenisul de câmp, cu tenisul de masă, ceva mai elitist, așa să spunem, dat fiind faptul că și regula jocului este mai profundă și acolo, spre deosebire de alte sporturi, abilitățile trebuie să fie combinate și motrice și mentale, și aici e un mare plus pentru biliard. În Roman, mi-ai spus, la ora actuală, nu la club, în Roman, pe general, cam câți sportivi cunoști care au totuși o oarecare notorietate în sportul ăsta? A biliardului? Da. Sincer, nu știu un număr exact, dar eu cred că suntem vreo peste 20. Deci numai în romașcani care practică acest sport. Și știu. În competițional de la noi din Norbe, care a ajuns cel mai sus așa într-o clasificare, să zicem, chiar fie ea și sumară. La nivel... Național, la naționale, să zicem. Dar cine a participat? Cine a bifat? La național a fost anul trecut campionatul european la care au fost jucători și din afara Europei, de fapt. A fost singurul de aici, din Roman. Și ce? Prezentă... A, nu mi-ai povestit experiența, că era vorba la un moment dat să discutăm și pe chestia asta. Cum a fost experiența aia? Foarte plăcută. A fost 256 de jucători. 256, număr limitat, că au vrut să mă participe mai mulți.
Au fost multe echipe din Europa. Cred că acolo deja ai văzut... Este alt nivel. Nu. Tu ori ești pregătit, ori... Spuma spumelor. Și tu ce ai făcut atunci? Nu, am luat două înfrângeri și am venit acasă. Bine, am stat tot concursul să văd despre nivelul, ce-i vorba. Da. Nivelul este foarte ridicat. Tehnică, să fim realiști, scule, nu? Că asta se întâmplă când bine, se adună chestii. Bine, și scule, da. Pot avea un tac de 10.000 de euro, dar dacă... Da, dar în general, cine are un tac de 10.000 de euro nu investește 10.000 de euro după mană. Hai să fim realiști. Cu certitudine are și valoare respectivă. Jucători care au sponsori în spate, care au rezultate, bineînțeles, dacă nu au rezultate... Corect, pentru că... Nu sunt sponsorizați. Da, această pasiune este, să zicem așa, una dintre cele mai frumoase și eu, unul, ca și romașcan, mă mândresc cu aspectul că am asemenea oameni în jurul meu care, într-adevăr, mai fac și altceva în afara faptului de a butona telefoanele sau calculatoarele sau chestii. Și ți-am zis, ceea ce respect la voi a fost faptul că, și este faptul că în continuare voi ați venit și ați organizat, indiferent de natura situației, ați organizat evenimente, ceea ce contează enorm într-o perioadă de secetă din punct de vedere al competiționalului. Noi am fost martori a unui an mai dificil, nu prin voința cuiva, așa a vrut să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie, dar faptul că voi ați reușit să păstrați ștacheta sus și să organizați evenimente este demn de toată lauda. Acum, pe final, ce vreau să te întreb? Ce ți-ai dorit pe viitor? Ce să-mi doresc? Să organizez în continuare evenimente la care să am rezultate bune, eu personal, să le fac la un nivel mult mai ridicat, să vină mai profesionist. Da, dar să avem și condițiile necesare. Nu știu, poate cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor de afaceri din cadrul municipiului să sperăm că o să evoluăm și aici. Să fac unul național, cum am mai făcut, dar să-ți ajute multă, Dumnezeu. Mulțumesc mult, este multă Găbițule, muncă. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și rămânem să punem în practică latura cu filmarea la masă. Exact. Aia va fi mult mai interesantă. Cu mare plăcere. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere.